Consiliul Local al Municipiului Craiova a avut astăzi prima ședință după alegerile prezidențiale. Consilierul independent Ionel Pană a cerut demisia primarului Craiovei, susținând că aceasta a făcut declarații contradictorii legate de construirea noului stadion. El a trecut mai întâi în revistă promisiunile primăriței legate de stadion, din 2012 până recent, apoi a acuzat-o că s-a folosit de așa zisa construcție a unei noi arene doar pentru campaniile electorale. Pentru lipsa de transparență, pentru lipsa de viziune în programarea, urmărirea și coordonarea obiectivului de investiții complex sportiv Craiova, pentru inconsecvență și neseriozitate în rezolvarea problemelor, pentru lipsa de curaj în luarea deciziilor de demolare a stadionului Oblemenco și pentru neînceperea lucrărilor la stadionul de atletism, pentru folosirea doar ca temă politică de campanie a acestui obiectiv și precum și pentru ofensa adusă de guvernul și domnilor care au votat sau nu au votat Victor Ponta la președinție, conform declarațiilor făcute în data de 17 noiembrie, doamna primar, pare rău că nu este aici, dacă a avut curajul să răspund în față, nu știam cât de bine, vă cer demisia din funcția de primar. Pană a folosit și un refren strigat de galeriile de fotbal pentru a-i solicita al ei Olguței Vasilescu să plece. Pentru că suntem în termeni de stadion, ca subiect bineînțeles, vă spun primar Dia Olguța Vasilescu, lasă. Primar Dia Olguța Vasilescu, lasă. Tot în ședința Consiliului Local de astăzi, Pavel Badea s-a legat de lipsa toaletelor publice din zona centrală a orașului. Le aduc aminte executivului despre grupurile sanitare din zona ultracentrală. Voi readuce aminte acest subiect ori de câte ori vom avea ședințe de Consiliu, pentru că încă nu am văzut un proiect pe ordinea de zi care să ne dea posibilitatea să sperăm că în următoarea perioadă vom avea ceea ce este minimul necesar la nivel de zonă ultracentrală pe acest subiect. Discuțiile mai aprinse au avut loc pe tema asocierii primăriei Craiova cu o firmă în vederea organizării orășelului copiilor și a spectacolului de Revelion, dar și pe tema locurilor de parcare pentru următoarea piață 1 mai. Pe larg despre ședința Consiliului Local de astăzi puteți urmări în emisiunea Subiectul Zilei, care va fi difuzată astăzi de la ora 20.